Domnule Popescu, cum răspundeți acuzațiilor venite din partea celor de la CFR Cluj? Da, eu am discutat cu colegii mei și pot să vă spun că DSP Dolj a respectat întru totul metodologia elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică în ceea ce privește supravegherea cazurilor de COVID pozitive. S-ar putea ca dânsii să facă o confuzie între această metodologie și protocolul aprobat de Ministerul de Federația Română din Fotbal, în care sunt prevăzute mai multe tipuri de testări care nu fac obiectul activității noastre a Direcției de Sănătate Publică. Când au fost testați ultima dată jucătorii Universității Craiova? Nu știu că asta este în cadrul acestui protocol al Federației Române de Fotbal și e obligația echipelor să-și facă testele, nu ale Direcției de Sănătate Publică. Ei au anunțat deja că vor face plângere penală împotriva DSP Dolj. Sigur, este dreptul fiecăruia să, dacă se consideră nedreptății, să facă plângere penală și dreptul nostru să ne apărăm în această anchetă care se va face. Mulțumim! Cu plăcere! Mulțumim.